Bine v-am regăsit la ProSport News, iată cele mai importante știri ale zilei. Universitatea Craiova va avea un suporter de lux în meciul cu FCSB de pe Arena Națională. Chiorghe Craiovea nu a venit special în România de la Madrid ca să le facă galerie elevilor lui Eugen Neagoe. Ca să vadă mai bine golurile din derby, fostul internațional și-a pus și ochelari. 4.000 de suporteri olteni și-au anunțat prezența la București. Să nu crezi că mi-am pus ochelari de fițe, sunt de vedere, da. Și m-am întors că vroiam să văd neapărat primul meci al Craiovei cu FCSB. Vreau să fiu alături de băieți, cred că este o șansă bună pentru noi de a face ceva superb, de după 30 ceva de ani să câștigăm titlul. Noi, cu echipele bune, ne motivăm foarte bine, foarte mult, pentru că asta a fost în genea noastră, a oltenilor, să ne motivăm contra echipelor mari și să dorim să câștigăm. FCSB este o echipă de bătut. Elevii lui Eugen Neagoe vin cu planuri mari la București. Universitatea Craiova începe play-off-ul cu FCSB, dar oltenii nu au emoții. În sezonul regular au luat 4 puncte cu vicecampioana. Înaintea meciului, Neagoe se plânge că are infirmeria mai plină decât vestiarul. Bogdan Vătășelu s-a accidentat în meciul cu UTA Arad și ratează convocarea la echipa națională pentru dubla cu Andorra și Belarus. Avem ceva probleme medicale și nu puține. Știți foarte bine că Bancu Nicușor este accidentat de o perioadă lungă. Pe lângă el este și Căpățână în afara lotului. S-a mai adăugat și Silva și Badeli plus Vătejelu. Bineînțeles că mi-aș dori un joc spectaculos, să marcăm multe goluri, dar întâlnim una dintre cele mai valoroase echipe, cred eu că suntem cam la același nivel. Și mai puțin important, cine va sta pe bancă, cine va lua deciziile, cei de la FCSB, și aici mă refer la jucători, știu foarte bine ce au de făcut. Cu sateliții nu știu absolut nimic, nu am auzit așa ceva, sincer, eu nu cred că se mai poate vorbi despre așa ceva în 2023. Sunt convins că toate echipele care sunt în play-off își vor juca șansa pe teren. Nu s-a vorbit niciodată de titlu. Nu ne gândim încă la titlu. Mereu am luat-o pas cu pas. Este FCSB o echipă de bătut? Normal că este de bătut. Dacă nu era de bătut, nu mai pleca mâine la București. Elevii lui Cică Hagi urmează rețeta de la Cluj ca să câștige titlul. Farul Constanța și CFR încep play-off-ul la egalitate de puncte. Putem să batem orice echipă, anunță Denis Alibec, atacantul care a marcat de 11 ori în acest sezon de Superliga. Alibec face lobby la conducerea echipei pentru aducerea lui Constantin Budescu sub comanda lui Hagi. Noua perla a liderului Adrian Mazilu va evolua din nou sub tricolor după ce a fost convocat la echipa națională sub 19 ani. Vom juca 10 finale de acum înainte. Plecăm cu gândul să le câștigăm pe toate, dar trebuie să facem meciuri foarte bune ca să putem să luăm campionat. Să moralul este ridicat. Important e cum începem acum, să reușim să luăm puncte și să rămânem pe primul loc până la final. Ne-am dat seama că putem să câștigăm cu orice echipă. CFR-ul știe cu ce se mănâncă acest play-off. Știu ce trebuie să facă când se bat la campionat. Nu degeaba sunt campion 5 ani la rând. Dar cred că noi putem învăța de la ei și să reușim să le întoarcem moneda. Mie chiar îmi place să dau pase de gol, pentru că cred că face cât un gol, să zic așa. Este important să marcheze toată lumea, să avem moral. Trei foști antrenori principali de la FCSB se luptă la retrogradare. Nicolae Dică trebuie să o salveze pe CS Mioveni, Toni Pete are și el viață grea la Chindia Târgoviște, iar ultimul intrat în hora retrogradării este Bogdan Vintilă. Fostul portar al lui FC Argeș vine la Pitești la 30 de ani distanță de la debutul la echipa din Trivale. Este un sentiment frumos și sunt bucuros că am revenit la Pitești, orașul care m-a adoptat și căruia îi datorez multe. Vreau să pun numărul la obiectivul din acest an și să reușim să jucăm un fotbal plăcut, dar și eficient. Păi dacă nu veneam în situația asta, când să mai vin? Dacă nu eu, cine?
mă bucur că au apelat la mine și sper să reușim împreună cu jucătorii să fim fericiți la sfârșitul campionatului. Important este să ieșim din zona celor trei locuri care pot duce în Liga a doua. Dar asta doar ca urmare a unui joc bun. La două luni de când a reluat antrenamentele, Amalia Puflea încă se luptă cu kilogramele acumulate în perioada în care a fost suspendată. Gimnasta a povestit pentru ProSport calvarul prin care a trecut după ce s-a plâns că a trăit momente de umilință și corecții fizice, de care se făcea responsabil antrenorul Lucian Sandu. M-am antrenat în pădure, a mărturisit sportiva. De când am venit aici la Dinamo, sunt deja aproape două luni. Și mă bucur enorm de mult. Simt că am progresat foarte mult în astea două luni, dar încă mai este de lucru. Acum am încă 3 kg, dar când mă voi reapuca de antrenamente, voi da tot posibilul ca să trag cât mai mult de mine, ca să le pot da ușor, cât mai ușor jos. E grea această luptă cu kilogramele? A fost la început, acum mi-este mult mai greu, știind că prin antrenamente și prin mult efort pot să le dau cât mai ușor jos. Am avut o perioadă în care m-am antrenat în pădure, m-am antrenat o perioadă în sala de gimnastică de la Bârlad, doar că a intervenit o problemă și nu am mai reușit să mă antrenez acolo. Am fost și la o sală fitness în care m-am putut antrena și după tot în pădure. Acestea au fost știrile, sunt Oana Svobodă și vă invit să rămâneți în continuare pe pagina noastră de YouTube, pe Facebook și pe site-ul prosport.ro pentru cele mai noi informații din sport. Până la următoarea noastră ediție, rămâneți cu bine!